Francez, culcat. Bravo. Aș. Bravo, boss. Culcat. Bravo. Ia să vedem. Boss, stai. Culcat. Bravo. Vă salut, prieteni. Aici unul dintre dresorii cu ghilimele. Veți vedea voi de ce spun asta. Astăzi am fost pe teren, am lucrat cu câinii și cineva mi-a semnalat un clip. Știți voi, pe netul ăsta sunt mulți vorbitori despre dresaj, țaca, paca, țaca, paca, sunt, au citit cărți, au chestii. Și au învățat ei cum e cu dresajul, dar au învățat să mai și critique, știți? Adică ideea este așa, mă pricep la aia, am gurița pe care o folosesc pe internet, gata, m-am făcut un mare specialist în domeniu și îmi dau cu părerea. Ei, astăzi vom vorbi de poziția culcat, așa se spune. Cum se învață poziția culcat? Poziția culcat e așa, cu... numai unii se pricep la cum să face poziția culcat. Și cum nu se face poziția culcat, o să vedeți voi despre ce e vorba. Așa e pe net, când vorbești mult, ești un influencer tare, tare, tare de tot. Un fel de speaker, așa? Tu îți dai cu părerea și după aceea, dacă tot te bagă lumea în seamă și ai multe like-uri acolo, multe, 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 multe like-uri, ai impresia că te și pricep foarte bine și îți permiți tu să spui ce să face și cum nu se face, pentru că tu te pricepi. Ok, o să vedeți despre ce e vorba în clipul care urmează, după care începem ușor să discutăm, să vedem dacă e așa cum spune meseriașul ăsta, sau dacă nu e așa cum spune meseriașul ăsta. Cum învăț cățelul să facă poziția culcat? Am văzut ceea ce mi-a ridicat părul pe spate, chestia asta la anumiți dresori, în ghilimele, să pui lesa pe sub picior și să tragi practic cu piciorul. Ia uite, fac o pârghie, un scripet invers și trag. Numai că tot știe că nu-i corect, de-aia nici nu acceptă rahatul ăsta. Dar nu pun lesa, mă, fraților, vă rog, nu băgați lesa pe sub picioare să trageți până forțați cățelul să pună pe burtă. Nu! Nu vă bateți joc de câini, nu chinuiți câinii și nu forțați câinii. Din poziția șez, automat, din patru picioare, să se pună în poziția culcat, nimic mai simplu. Din poziția șez, cu recompensa, fac un semicerc, da? Și vin în jos și în față. Automat îi dau drumul. Nu fi tântălău, nu fi tântălău. Știu că-s bune recompensele, dar nu acum. Îți spun pentru a treia oară, nu face tâmpenia asta. Tor, hai un pic încoace. Să bagi lesa pe sub picioare, să tragi ca atunci când eram la pădure la Maramureș. Nu-i butuc câinele să tragi de el. Nu-l apăsa ca bezmeticul că-l faci să danseze. Șezi, bravo, șezi. Și fac, be, nu fi prost, be, nu fi prost. Libertor. Tântăleule, tântăleule. Ați înțeles, da, v-a plăcut, e frumos, cu pozitiv, cu nu știu ce. În mijlocul unei străzi, goale, mai trece câte o mașină așa să era de fundul sau coada cățelului, nu e nicio problemă, dar învățăm câinele poziția culcat. Nu ne spune însă meseriașul ce facem dacă nu se uită cățelul după mâncare sau dacă nu suntem singuri pe planetă, pe o stradă lăturalnică în afara orașului și învățăm câinele poziția culcat. Da? Cu mâncărică. Deci dacă nu se uită la mâncărică acel cățel, dacă este provocat de un alt câine, dacă vede și el ceva care îl interesează mai mult decât mâncarea, să nu ne spune cum se procedează, dar ne spune cum nu se face. Da? Ok? Probabil că nu se știe că astfel de vorbitori pe net nu ne spune exact cum stă treaba cu logica din spatele abordărilor dresorilor ăștia cu ghilimele, așa cum îi numește el și probabil alții ca el foarte tari în positive training sau în ce cred ei că fac acolo. Și în condițiile în care el nu ne spune, noi toți ăștia care privim avem impresia că gata, așa se face și restul sunt niște fraieri. Da? E, logica asta din spatele acestor abordări, așa cum veți vedea în clipurile următoare, vă voi dezvălui eu. Da? Urmăriți clipurile și vedeți despre ce este vorba. Ia uite, boss, culcat. Culcat. Bravo, boss. Ia. Dar ce facem? Cum trecem de la a-l momi cu mâncare la a face fără și apoi să primească mâncare? Deci mâncarea se transformă din
momire în o consecință a ascultării lui, a cedării lui la solicitare. Și hai să folosim les. Culcat. Bravo. Ce face câinele? Anticipează recompensa. Când? Când am tras de les? Salut. O bag acolo, da. Da, mersi. Sigur, mersi. Da? Bravo, mă, boss. Hai. Că sunt unii pe net care zic că dresorii, în ghilimele, pun piciorul pe lesă. Ia, culcat. Ia, bravo. Ia. Dresori de ăștia, în ghilimele, care îmi pun piciorul pe lesă, nu știe câinele ce să facă. Hai. Ia, filmează un pic acolo. Întoarce. Camera filmează câinele. Atât și întoarce aici. Bravo. Deci lucrăm cu distrageri. Câteodată, doar mâncarea nu mai funcționează când distragerea e puternică și instinctul sexual, văzând câinele, se activează. Atunci noi, prin intermediul mâncării, trebuie să învățăm câinele să răspundă și la o altă solicitare, și una din lesă și zgardă, pentru că asigură comunicarea tactilă, comunicarea fundamentală a câinilor. Da? În consecință, ne ajutăm de mâncare atâta cât este cazul, dar dacă mâncarea nu mai funcționează, că instinctul sexual a luat prin planul, folosim, hai, comunicarea din lesă și zgardă, ia să vedem. Un picior, ca dresoria, în ghilimel, culcat, și a făcut poziția. Și apoi ce fac? Îi dau. Știți de ce mănâncă? Pentru că acțiunea din lesă și zgardă înăbușe instinctul sexual. Și starea specifică pe acest instinct, momentul în care el ia contact cu stimul din mediu, da? Și apoi de pe starea de temperare, de pe starea de echilibru, e disponibil să se uite pe mâncare. Vede iar câinele mișcându-se, da? Ia, boss, aici, hai, hai de aici, bravo. Îi dăm din lesă-ți gardă, bravo, stai, ia, cu mâncare, da? Culcat, culcat, știe cu mâncare? Știe. Dar dacă nu se mai uită pe mâncare, care e mijlocul de control, în momentul în care e o distragere mai puternică decât ce am eu în mână, trebuie să avem alte mijloace prin care să putem să-i comunicăm ceea ce dorim. Da? Și totodată să-l învățăm să aibă o stare corespunzătoare de lucru pentru a primi recompensa și ceea ce își dorește. Da? Și acum, facem fără mâncare. Ia! Bine. Un piciorul, ca dresorii, bravo, ca dresorii în ghilimele, cum zic unii, da? Bravo, mă, copile, ești tare? Asta este. Ba chiar pot să mai fac un lucru, îl țin de les aici, spun culcat, culcat, îl reține lesa și când vrea să plece acolo, stai, se oprește. Dar ce face când se oprește în lesa? Anticipează că vine recompensa la acest răspuns corect când e reținut din lesă, da? De ce nu face un câine când îl apeși cu piciorul pe lesă? Pentru că nu a trecut prin toate fazele, etapele de construcție pentru a înțelege că... Hai, boss! Pentru că înțelege... Ia, șezi! 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 Pentru ca să înțeleagă că această apăsare înseamnă culcat și aduce recompensă. De aceea nu face. Nu că nu-i place și că urăște. Da? Ia. Culcat. Bravo. Ia. Ați observat? După ce a executat poziția la această sugestie din lesă, apăsare cu piciorul din lesă, a anticipat recompensa. Ăsta e secretul. Să asociezi tragerea de lesă cu perspectiva recompensării. Da? Hai, aici, boss, hai facem o dată, ia bine aici. Sunt aici, îl simt pe loc, sunt tot felul de distrageri. Acum simte mirosuri, deci distrageri olfactive. Încerc să le anulez influența prin influența unei distrageri tactile pe care eu o folosesc și o am la dispoziție. Și apoi îi arăt mâncarea, nu se mai uită, vedeți? Culcat, 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 da? Culcat. Dacă nu mai funcționează mâncarea asta, ce mă fac? Păi fac așa, trag de lesă, culcat, s-a așezat și anticipează recompensa. E ceva inuman în comunicarea asta pe limba lor?
nu, dragi. Bun, cum e? Deci, suntem în teren, suntem în situații cu distrageri, avem chiar oameni cu câinii lor, da, care știu câte ceva despre dresaj, despre cum să facă o poziție sau alta cu câinele lor. Prostiile astea, rahaturile astea, așa cum se exprima specialistul nostru care ne explică cum se face culcat și cum nu se face culcat, rahaturile astea pe care câinele le știe, da, nu le știe omul, dar le știe câinele, da, da, tor știe și nu pune el botul la rahaturile astea, știi? Nu știu de unde știe tor sau dacă știe tor, ăilalți ce nu știu? Din ce ați văzut voi în clipurile astea? De culmea, să prind de cum stă treaba cu comunicarea cu stăpânul, chiar și în plan tactil, la sugestia aceea din lesă, cu piciorul, frate, piciorul, aia, ce nasole, când pui piciorul, aolea, piciorul, aia, câh, când pui piciorul pe lesă acolo și câinele se duce în poziție. Da? Această situație cu proprietarul de față, învățându-l pe proprietar de la minus la plus infinit, pentru că nu are niciun fel de dexteritate, nu știe tehnici, și asta cu dresajul pe net, pe gratis, stați liniștiți, că puteam să scriu 10.000 de cărți, puteam să fac 4.666 de clipuri și să stau pe să mă uit pe pereți. Dar până nu ești acolo în teren să înveți pe oameni, să-i îndrumi, să personalizeze abordările pentru fiecare câine și fiecare om cu disponibilitatea lui, cu răbdarea lui, cu capacitatea lui de a înțelege argumentația și apoi să o transpună în practică, e distanță mare. Da? Deci, hai să urmărim câteva momente și hai, specialistul nostru ne-a arătat un câine, pe tor, da, undeva, singur, pe drum. Restul câinilor pe care îi vedeți sunt în diverse situații, în mediul real, mediul urban, în orice fel de mediu vreți voi. Este un mediu important, acolo unde oamenii se confruntă într-adevăr cu probleme de control al propriilor câini în condiții de distrageri puternice și acolo omul trebuie să învețe cum să procedeze, cum să folosească tehnica și instrumentele pe care le are în dotare. Așa, nu da? Uita să punctezi faptul că ți-a făcut. Încerc să lăsă tensiunea și fiu culcat. Bravo și da. Așa, liber. Hai. Bun, excelent. Bucat. Așteaptă. Deci, și bucat, bucat. Hiro, bucat. Bravo. Dă-i orice comandă vrei tu. Bravo, să-l culcat. Așteaptă. Super. Ia, uite. Uite cine ne laudă, doamna cu cățel. Ai văzut ce câine cu minte. Culcat. Ce ascult. Culcat, culcat. Culcat, bravo. Laudă și recompensă. Bravo, foarte bun. Spune-i să culci. Dragi prieteni, cam asta a fost. Ideea de bază este următoarea, să nu o luați în nume de rău. Sunt vorbitori pe net, care știu ei să facă multe reacții, multe like-uri, multe chestii de-astea, multe, și trăiesc din asta. Aia e, trăiesc din asta. Nu trebuie să știe foarte mult, trebuie să vorbească foarte mult, da? Trebuie să se facă că știu, că aici este mediocritatea, e la ea acasă în ziua de astăzi pe internet. Vorbesc mult, se fac că știu. Iau niște abordări super de beginner care existau și acum 30 de ani și ni le prezintă ca și cum ar fi ceva extraordinar. Numai asemenea tip ca ei se pricep, restul niște dresori cu ghilimele. Aveți grijă la cine vă uitați pe net, cum vă luați informația și încercați să o comparați, să vă mai uitați și la alții. Și să înțelegeți cum stă dresajul adevărat. Puneți-vă întrebări și vedeți ce urmează după recompensuța asta. Asta cu tântălăule, cu ești un fraier, băi prostule, tântălău, tor tântălău. Pșș, nu fi tântălău, băi, nu fi prost, tântălăule. Dacă ar fi să interpretăm,
am putea să înțelegem multe din aceste verbalizări cu câinele. E un pic de frustrare acolo că n-a fost or minunat așa cum și-ar fi dorit ca să iasă bine videoul. Da? Da, probabil după ce a închis videoul i-a mai dat și un șut în cur. Zic și eu.